Bună seara, sunt Natalia Cheptenea, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Simeon și Angela Brumă s-au bucurat când au aflat că fiul lor, Dumitru, le aduce o viitoare noră în casă. Au primit-o cu brațele deschise, spun ei, dar în scurt timp, aleasa băiatului i-a dezamăgit. Au început să arăte marafetul ei. Mai scurt un șeput. Dima aici, în camera asta, stătea, dacă geamul era deschis, eu făceam curățenie în parcele. Și un șeput. Și asta, voi casă, asta, la voi coteață. Că mai scurt un șeput să ne nunia. Colac peste pupăză. Nora, nărăvașă, i-a anunțat la scurt timp că este gravidă, fapt care le-a trezit dubii soților Brumă. În jumătate de an, când se întâlneau ei, tot ei erau însărcinate. De asta și am ținut-o așa bună, că la dăm ca să vadă ea lui. Nemulțumită de viitoarea sa noră, dar și de fiul său, care îi lua apărarea, femeia i-a dat pe tineri afară din casa ei. Și intru și mă tânțăs. Zic că nu știu de unde ești, dar tu ești mai tăi. Că m-am întors și m-a croit toți, știi, și nu ce e afară. Afară din camera, vara 10 noapte. Zic că afară. Nu au trecut nici câteva luni că soții Brumă și-au descoperit fiul distrus și amărât. Când ies, Dima, pe așa pișăzutii, când mi-e berberit, slab, negru, a început a plânge. Și mă, zic, și avem mort în sat sau ce? Ce s-a întâmplat cu Nora, nărăvașă, și copilul pe care îl purta sub inimă? Ce viață are acum fiul soților Brumă? Și de ce aceștia continuă să se întrebe cine este totuși tatăl copilului? Toate răspunsurile, astăzi, în emisiune. De la evenimentele descrise mai sus au trecut 4 ani. Totuși, nici astăzi soții Brumă nu-și pot găsi liniștea. De ce acest episod nu a rămas în trecutul familiei lor, vom afla de la Angela și Simeon Brumă, care sunt invitații noștri în această seară. Ți-i întâmpinăm! Bună seara, domnul Simeon, doamna Angela, vă rog să luați loc. Am zis că au trecut 4 ani de la acele evenimente legate de fosta voastră noră. De ce nici astăzi nu vă dă pace aceste amintiri? Nu, noi tot nu putem să înțelegem de ce Dumnezeu nu ne dă pace. Noi când, după ce s-a născut copilul, soțul le-a propus că să facă dă-ne uisă, dă-n ca oastră, cum spune. E când a născut copilul, e de la spital, în adverința de naștere, eu s-a scris pe familia ea. Și asta v-a făcut să rupeți toată legătura? Nu de asta, pur și simplu că de atâta, pentru că nici băietul meu nu a fost înregistrat, catat în adverință. Și asta v-a făcut să nu-l căutați, da, să nu vă interesați de acest lucru? I-am dat întrebarea, eu ca mamă, că am 4 copii, că înseamnă că dacă ei nu au vrut să șadă, să facem dâncaua asta, ei au fugit de la noi din casă, au chemat-o pe sor, s-au ieșit și au plecat. Nu a fost scris, înseamnă că nu e nostru. Așa, am înțeles. Domnul Simeon, dar v-am auzit în subiectul de prezentare că încă atunci când era ea însărcinată, când v-a anunțat că este însărcinată cu acest copil, ați spus la îndoială că ar fi al fiului vostru. De ce? Din ce motive? De ce? Nu ies. Ce nu ieșe? Nu ies în urmă. Ce anume, domnule Simeon? Haideți să ne explicați, să înțelegem... Pe zile, cum acum, când o s-o cotit, o că nu iese zilele, nu iese... Dumneavoastră ați calculat sau cu cine? Cu doamna, cu nevasta. Și o că e... Cum, mai devreme de sroc, pentru că e mai înainte el. Și asta vi s-a părut dubios? Mi s-a părut asta. Și pe urmă am întrebat de acum medicul la loc, unde a născut. Și la medicul de familie, o să copilul sănătos, e cu vârsta lui ea. Nu a rămas însărcinat, era la dânsa, la sora ea, la casa ea, unde părintească. Și băietul mă sună și îi spune, mamă, Katia e... mama, am o noutate. Dar eu spun, da, și noutate. Ei, că, mamă, cum să-ți spun, zic, Katia e însărcinat și mă prind a râde. Ca de obicei, la dânsa era cam vorba asta, era cam de mai des de spus. Că era însărcinată? Da.
Aha. Și eu când am, când i-am spus la băiat, băiatul îi spune, că da, mă trag de un echicit. Zic așa, din senin am spus și eu vorba. Și asta s-a terminat. Și primul vieși s-a mutat la noi. A venit la noi acasă și a trăit. Și dacă n-am putut să ne înțelegem, s-a dus la bunel s-a trăit. Doamna Angela, ca să trag o linie aici, la bănuielile voastre, de ce nu credeați și nu credeți și până acum că acest copil este al fiului vostru? Ce am înțeles eu și să-mi spuneți dacă am înțeles corect. Nu a coincis termenul pe care voi l-ați calculat. Când ar trebui ea să nască și când s-a născut în realitatea copilului, da? A doilea moment, că vă spunea deseori că este însărcinată, dar nu era. Da. Doar că la un moment dat a devenit. Care dintre aceste două motive v-au făcut chiar să credeți că trebuie să ceriți un test ADN? Da. Pentru că ei au vreo câteva luni nu au fost împreună și când eu a trăit un an și, poate să mă greșesc, poate un an și jumătate, au trăit împreună și ei s-au certat, s-au despărțit, ei nu s-au sunat, nu s-au văzut și ei au stat două luni de zile, nu, el s-a dus și nici minim o luni de zile nu a durat, că ei l-au înștiințat că e însărcinat. Așa, deci deja cumva devine mai clar bănuiala dumneavoastră. Și dumneavoastră credeți că anume în acele două luni cât ei nu erau împreună, tocmai atunci a rămas însărcinată? Asta credeți dumneavoastră? Aceasta era bănuiala. Da. Dar haideți să vedem cine ați mai povestit dumneavoastră, domnule Simeon, despre supărările pe care le-ați acumulat pe fosta noră. Atenție la ecran. S-a dus la șeful un lucrat Dima, băietul lucrat, și zic că el e plin de sifilis, cu îmbolnăriște-o pe dânsa. Așa la o cheamă pe Dima, Dima vine aici, că el e la uciut aici la Leova. Vine la medicul familie, îl trimite acolo, nu-i nică. Era curat. Duce înapoi acolo la canal, la așa, era, băi, eu te iert, așa, așa. Așa nu putem, că pentru brigada nu vor spunească, mănâncă ei tăți împreună. Și zic că tu poți să amăjești, poți și falci hârtie asta. Și l-a scos de colo la lucru. Nu dat el, Dima, fă-ți ce faci și uite, e rutiera și trimite-o la văsini deodată. Deci ca să înțeleg, domnul Simeon, ați încercat să ne spuneți că fiul dumneavoastră a rămas și fără serviciu din cauza Ecaterinei? Da. Ea s-a dus la șeful lui. Unde lucra de el? De vorba lui Fșoară. Așa, el v-a povestit. Cum i-a spus, da. El lucra la canal, dar nu pot spune, nici nu. L-au dat afară pentru că a venit Ecaterina și el a zis că e bolnav de sifilis? El trăie acum cu dânsa, la Văsieni. Uh-huh. S-a aranjat la lucru. S-a aranjat, bine, lucrez. Eu eram la Moscova, el mi-a spus unul, că nu i-a ajunge lui, capeică, nu i-a ajunge. Până tată e bine cu bani. Eu am făcut bine cu bani, dar pentru ce? Cate e bolnă. Băi, eu îți dau bani, nu trămăt. Am trămas bani, iar. Dar v-a zis de ce e bolnavă? Nu vreau să spui deodată. Dar pe urmă eu, când am venit acasă, am întrebat. Pentru ce? Dacă tu lucrezi, pentru ce? Și el nu și-a pus de acum tot mai detalat. A stat de față cu dânsul, cu un scad. Ca tata cu ficiorul. Și mi-a spus. Tăte, și cum l-a dat afară de la lucruri de acolo. Deci el pierduse lucrul și atât timp cât a stat cu Ecaterina la voi, au stat ambii pe, pe seama voastră? Da. Așa. Și el nu se putea angaja sau nu vroia? Sau de ce se întâmplă așa? De ce? El s-a angajat pe asta, s-a angajat la noi în colhoz, la lucrul lucrat, când a trecut de acum la noi. Deci la n-au stat mult pe banii voștri? Nu a stat mult bani, cum nu a stat mult. A lucrat, s-a angajat, iar nu le ajungeau lor. Deci voi îi ajutați permanent? Când, da. Când s-a apropiat eu și cereu, atunci nu-s probleme. Tot timpul cereu des, domnul Simeon? Nu. Mai... Nu. Două ori pe lună așa, nu o sumă mare. Dar unde 500, unde 600, nu-i somnare să și remot. Doamna Angela, eu totuși vreau să știu care a fost cauza
pentru ce ați alungat-o din casa voastră? Pentru că am auzit că așa a fost. Dar, de fapt, haideți să vedem momentul când ce ne-ați povestit despre acel, nu știu ce era, un scandal, un conflict. Haideți să revedem momentul și după care revenim. Și Ientu și Martin zis, zic, eu nu știu de unde ești, dar tu ești mare tfale. Că m-am întors și m-am croit-o, zic, știi, nu știu ce e afară. Afară din casă, era oară 10 noapte, zic, afară. Doamna Angela, văd că nu ați ales cuvintele în... N-am ales pentru că eu am venit de la Moscova și mi-a venit mama mea, fratele, cu cumnata, stătând așa la masă. Dar eu n-am observat că ei ne-au luat telefonul de pe scaun. Stând așa de vorbă, dacă eu n-am fost acasă, ei simt că au avut conflict cu neamurile mele. Nu și ei ai spus lui mama mea că ei un fel îmi povesteau în ea. Și șin, când ei șin, ei ne-au spus soțul că el nu a vrut să o bată, nu a vrut nica să-i facă. Pur și simplu, o întrebat-o, deși mama mea mi-a crescut pe noi 5 copii. Tata s-a trecut din viață când eram noi mici. Și ea ca, noi, ca copii, noi n-am putut să o judecăm pe mama noastră. Dar ea ca e, de unde șpănunde, de unde o răscolit e, și s-a dus într-o zi. Era cam cinstită. Ecaterina? Da. Și a început lui mama să-i discoasă soarta ei, care o a avut-o. Și la frații mei nu le-a plăcut. Cum a avut-o ei, cum a crescut-o, cum i-a crescut pe noi. Asta e viața ei. Și fratele meu a început să o întrebe, de unde ai luat tu vorbile astea? Și este tot sferie. Eu n-am observat că nu a luat telefonul și l-a sunat pe Dima, l-a sunat. Dar nu l-o... Eu zic că mă să-i spun lui Dima. Dar el l-a sunat pe soțul. Și soțul l-a... Tamam, Dima era la dânsul în ospiță, era. Că ei nu lucrau departe. Și și ea și vorbit între dânșii, că după asta a început cu soțul să ne sfădim. Pe telefon. O zic, și acolo, și o bateți voi pe Katia. Deși voi o numiți pe Katia, deși îi dai tu voi. Zic, dar n-am pus mâna pe dânsa, nici unde ești, am vrut să aflăm vorbele de unde el o ieșit a estea. Și e când am intrat în casă, el stătea cu telefonul la urechi și înaintea oglinzei și fășie unde el nu și fășie. M-am înervat. E când am intrat, eu mi-a aruncat telefonul și că na, vorbești cu bărbatul. Dar eu zic, da, ce e să vorbesc? Dar tu ce, ești cu telefonul meu? Tu doar ai pe a tău, l-ai. Și după asta, și asta nu m-a reținut și a doua zi și-o luat. S-o dus și pe urmă o trăit la Văsieni. Ați și ridicat mâna la ea? Da, am pălit-o. Pentru că m-a numit niște vorbe urâte și nici nu mi-a plăcut. Eu sunt așa cum sunt. Eu pensam era gravidă deja? Nu era gravidă, nu. Noi vedem aici un caz clasic de conflict între noră și soacră. Nimic nu ți s-a părut uimitor. În cazul nostru moldovenilor, cam specific, chestia asta, na. Faptul că domnișoara fiind din casa de copii, e un caz specific, comportamentul ei față de alții care se află în familie. Deci, așa crezi că fac copiii din casa de copii? Nu că fac anumit. Deci ei au un comportament specific. Deci ei sunt copii care nu au crescut în familie și nu știu ce înseamnă dragostea de familie. Și poate a fost și un fel de invidie față de dragostea mamei față de copil, de băiatul cu care ea era. Deci manifesta... agresivitatea iarăși este un mod de a... Deci e ceva specific copilor și din internate. Familia de azi sau sunt niște persoane foarte educate și nu ne povestesc prea multe, pentru că eu tot încerc din cele auzite să-mi fac un portret negativ al Norei, dar nu pot. Nu pot, nu mi-este clar. Voi povestiți o istorie destul de superficial,
ori că vă este jenă de unele momente pe care nu vreți să le vociferați, ori că totuși persoana mie nu-mi pare atât de... Știți cum, dacă băiatul nu s-a jăluit niciodată, înseamnă că el și-a asumat responsabilitatea, a luat-o de nevastă, o avea alături așa cum îi plăcea lui. Sau ne povestiți mai multe detalii, să înțelegem că într-adevăr este rea, cum ziceți dumneavoastră, sau nu știu. Nu știu, eu detaliile nu vin, Nona. Da. Detaliile vin și le aflăm de la următorul nostru invitat. Ce a făcut fiul Angelei atunci când mama a dat-o afară din casă pe iubita lui însărcinată, vom afla chiar de la el. Dumitru Brumă este invitatul nostru în această seară. Să-l întâmpinăm. Bună seara, Dumitru. Bună. Te rog să iei loc acolo, pe canapeaua liberă. Dumitru, pentru început, o să te rog să ne povestești cum v-ați cunoscut cu Ecaterina. Pe adună clasă, internet. Am văzut poza, mi-a plăcut, am început, vorbim. A fost prima dragoste de la prima vedere? Da, cam din așa. Partea ta și sau și din a ei? Din partea mea a fost, că mai mult. Ce calități bune avea ea care, uite, te atrăgeau? Mi-a plăcut așa, de dânsa mi-a plăcut. Este foarte frumoasă? De la început, da. De la început, da? S-a schimbat mult de atunci, da. de la început? De atunci, da, s-a schimbat foarte mult. Ce a făcut? S-a mai răuțat de la sarșină. S-a făcut mai urâtă. S-a făcut mai urâtă? Da. Așa, și nu o mai iubești? Nu. Cât a durat relația voastră? Doi ani. Și pe parcursul acestor 2 ani, tu te-ai simțit fericit alături de Ecaterina? De la început, toți suntem fericiți, dar după ce am văzut, n-am văzut, dar după ce s-a născut copilul, de atunci am observat că nu mă iubește. Până atunci, cum facea că considera că te iubește și după aia ce a făcut că ai considerat nu te iubește? Că, cum spun, după ce am fost și am luat-o de la spital, neamț acasă. Deja când născuse? Da. Te-ai dus cu flori sau așa, cu mână goală? Flori? Cum se duci. Și din... clipa aceea, când de acum tata, când a venit la noi să vadă copilul aia asta, i s-a propus să facem asta. Ce? Testul ADN? Da. Testul. Și eu o atcăjit. N-o vrut. Chiar de la prima vizită al bunelului a fost propunerea de a face testul ADN? Da. A fost făcut propunerea asta de bunelul când prima dată și-a văzut nepotul și față de dumitale. Da. Dar dumitale cum ai reacționat la propunerea tatălui? Eu cum? Am fost de acord cu asta. Să văd. Ești bravo, băiat. Cât Ecaterina era însărcinată, tu ai avut dubii despre acest copil cât da. Ai putea ca tu să nu fii tatălui? Da, am avut. Chiar și în sat la dânsa am avut. Tu ai făcut acele calcule sau mama cu tata? Eu am făcut calcul și până m-am venit acasă la mama și i-am spus, mamă, nu ies, netalele mei... Deci tu le-ai sugerat această idee părinților, de fapt, de la tine vine acest... Nu iese. Dar cu soția, încercați să discutați pe tema asta? Nu, e fugit de ascult. De... De răspuns? De răspuns, nu vrei. I-a spus întrebările direct? Da. Și ce zic? Copilul e dumneavoastră? I-am spus-o eu că da, e meu. E dumneavoastră? Da. Și tu atunci ai încheiat discuția? Am încheiat discuția. Dar tu i-ai zis despre bănuielile tale? Că uite, Ecaterina mici, I-am spus, nu tras atenție deloc. A ignorat așa de ușor bănuielile paternității tale? Da. Dar zi-mi, te rog, uite, aici am aflat că Ecaterina nu s-a împăcat foarte bine cu părinții tăi atunci când a trăit inclusiv în casa lor. Zi-mi, te rog, nu crezi că aceste certuri între ea și părinții tăi
Inclusiv v-au făcut să vă despărțiți și voi? Am vrut să fie bine cum cu atâți băieții, cum se însoară, dar la mine s-a întors cu totul la barut, s-a întors tot. La acel moment tu o mai iubeai? Da. Dar de copil te-ai mai interesat? Nu. Că Dumitru servește alcool, ridică mâna și respectiv, eu ca soară mai mare, eu vorbesc. După calculele tale, ai zis că ai calculat mult, probabil, nu? Da. Când trebuie să se nască copilul? Am uitat calculele acasă. Când s-a născut copilul, Dumitru, tu ții minte? Dumitru, tu știi care este ziua de naștere a copilului? Nu țin. Dar tu, în acești 4 ani, nu ți-ai pus niciodată întrebarea de dacă am greșit eu calculele? Soțul le-a propus să facă dâncaua asta, cum spune. Înseamnă că dacă ei nu au vrut să șadă, să facem dâncaua asta, ei au fugit de la noi din casă, au chemat-o pe soț, s-au ieșit și au plecat. Nu a fost scris, înseamnă că nu e a nostru. I-a spus întrebările direct? Da. V-a spus că copilul e a dumneavoastră? I-am spus-o eu că da, e meu. E a dumneavoastră? Da. Dar Dumitale, cum ai reacționat la propunerea tatălui? Eu cum? Am fost de acord cu asta. Să văd. Ești bravo, băie. Cât Ecaterina era însărcinată, tu ai avut dubii despre acest copil cât da. Ai putea ca tu să nu fii tatălui? Da, am avut. Zi-mi, te rog, nu crezi că aceste certuri între ea și părinții tăi inclusiv v-au făcut să vă despărțiți și voi? Nu. Nu? Nu. Dacă tot te-am întrebat despre viața Ecaterinei în casa părinților tăi și despre relația lor, hai să vedem ce ne-a povestit și fratele tău, Ion. Este fratele tău mai mic din câte știm noi. Atenție la ecran. Fratele, cum a fost la dâns, au locuit o bucată timp. Pe urmă, după asta, a venit, a trăit la noi. Părinții nu erau acasă, erau deși peste hotare, erau deși. Și a fost de acord. Frații noștri, părinții, au fost de acord să aibă grijă de sorme. Eu venit și tot timpul numai noi avem grijă. Noi mâncare facem, câteodată când facem mâncare și eu gostaș nu-i place ea pe arunca, când nu-i place mâncare. Noi aproximativ facem tot pe lângă gospodării. E numai de la televizor, internet, telefon, n-avem treabă astea. Să fac mâncare, niciodată nu fac mâncare. La început să înțelegem foarte bine. Pe rând după asta, s-a început haosul ăsta. Că ei nu-i ajungeau bani cu una alta, când au fost ei însărcinate, fratele Dima era la Moscova. Și eu, mamica, m-a rugat să cumpăr testul ăsta de biremis. Și le-am cumpărat și le-am adus și le-au făcut. Apoi tatic i-a spus să dă-i la, să facă DNA, o să facă la copil, să vadă. Și pe rând după asta doza, dar cum v-am spus, neoastră, fratele s-a dus și când au întâlnit înapoi, e deamul nu mai era. Fratele Dima a sunat, dar nu mai era spus la telefon. Până la urmă, ca să înțeleg, voi de ce ați plecat din casa părinților tăi? Când s-a întâmplat? Mama v-a alungat? S-a certat cu mama. Ecaterina s-a certat cu mama. Și am luat decizie, ne dăm deoparte. Ducem la bunel. Ați luat-o împreună? Tu și ea? Da. Și ne-am dus la bunel. La bunic, atunci când ați trecut, erați mai fericiți decât la mama? Era, viața voastră era mai liniștită, fără scandaluri? Da, era mai liniștită, dar cam nu avem tot ce trebuie. Că nu era mama și tata să vă ajute? Da. Păi, dar tu ca bărbat ce făceai? Nu trebuia tu să asiguri? Apropo de lucru, uite, am auzit despre un moment în care ți-ai pierdut serviciul la, unde ați zis dumneavoastră, domnule Simeon, la Apă Canal? Da. La Chișinău?
Și această poveste incredibilă. Ce e cu povestea cu sifilisul? Chiar s-a dus Ecaterina la șeful tău să-i zică că ai sifilis? Pentru ce? Da. Să mă scoat de un lucru. Dar de ce? Stai mai lângă dânsa. Da, stau aproape de dânsa. Să-i... Și eu cu lucrul aproape, să la biet să mă duc acasă. Dar eu mă ducem pe o săptămână sau două mă ducem. De ce anume a spus sifilis? Altceva nu a spus? Cred numai asta. Dar până la urmă, tu ai fost bolnav sau nu de această boală? Nu. Iar ea? Da. Cum puteți să aibă ea și nu să ai tu? După asta am avut și de la după desa. Asta și ai avut și tu? Da. Adică ce vrei să ne spui? După tot ce am avut noi relații în coroncoace, m-am lipsit și eu. Hai să vedem ce le-ai spus mai devreme colegilor mei despre asta. Atenție la ecran. Eu zic că eu eram curat, tu pe mine m-ai îmbolnăjit în coroncoace. Ia așa ține una și bun. Nu, n-avem de unde. Eu am luat deasupra mea că da, bun, las, eu te-am îmbolnăjit, eu asta, eu te lecuiesc. Eu am cerut bani de la părinți, tata ne-a trimis, am pus în spital că s-o lecuiesc. Eu am lecuit, am dat banii ăștia la spital și ala, eu n-am mai avut rezultatul, că da sau nu, e lecuit, e sau nu. Deci, în această discuție cu reporterii emisiunii noastre, spui că, de fapt, Ecaterina a zis că tu m-ai molipsit și tu ne-ai povestit că ai acceptat ușor. Ei bine, eu te-am molipsit, eu te voi lecui. Care din versiuni este adevărată? Și de ce atât de ușor ai acceptat că vina ta? Tot timpul când ajungem acasă, e îmi spune, tu m-ai molipsit, tu încolo, tu ai făcut așa. Tot timpul e spune lucrurile. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, numai sincer, deja da. Sunteți dispărțiți. Și deja de mult timp, ea are alt bărbat, n-aveți ce ascunde. Pe parcurs perioadă de timp cât ați fost împreună, da? Da. Ați avut relații extraconjugale cu alte femei. Numai nu. Sincer, bărbătește. Nu. Niciodată. Niciodată. Cu dânsa cât am fost, n-am avut. Boala asta a fost înainte de sarcină sau în perioada sarcinii ați aflat? În perioada sarcinii am aflat. Deci Ecaterina era bolnavă în timp ce purta copilul sub inimă? Da. Și medicii au confirmat diagnoza? Da. Dar, zi-mi, te rog, ai zis în acel interviu că așa și n-ai mai aflat, s-a tratat sau nu s-a tratat? E nici nu făcut până la urmă. Nu s-a tratat până la urmă? Da. De unde știi? Păi dacă n-am văzut niciun document, nu știu nic. Dar tu i-ai cerut certificat? Am cerut, că nu l-a dat, că rămâne acolo la dâns. Dar cine a luat-o de la spital, de acolo, de la spitalul venerologic? Tu ai fost și ai luat-o? Da. Atunci când ți s-a spus să vii și să o iei? Da. Și probabil ai întrebat-o, ai terminat tratamentul? Întrebat-o, dar trebuie să dai o foaie, oricum, că trebuie depus la un sat. La evidență, noi vorbim de tratamentul ei, dar tu când te-ai tratat? Eu tot atunci, la Leova m-am tratat. Deci ea se trata la Chișinău și tu la Leova? E copilul mai mult, asta s-a tratat. Dar de ce ai spus lui tatălui tău că tu nu ai avut sifilis? N-am avut. Cum n-ai avut, dar cât te-ai tratat? Să asta. Deci, ca să înțeleg, părinții tăi află aici acest adevăr. Dar de ce le-ai ascuns? N-am vrut să știm. Dar, în schimb, ai vrut să știe tatăl că Ecaterina a avut sifilis. Da. De ce ai făcut așa? Domnule Simeon, cum vă simțiți acum aflând acest fapt? Normal. Acum. Da, atunci când v-a povestit că Ecaterina are sifilis, nu știați că nu se poate... Eu dacă știam, nu-i trimiteam bani. Nu, am înțeles, da. Nu știați că dacă femeia sa are sifilis,
și el este cu ea, neapărat o să aibă și ea și el? Asta nu ați știut. Dacă un bărbat se duce și se culce cu o femeie care are sifilis, o să aibă și el? Dar eu, sau invers? Nu cu dânsul, dar eu nu știu cu cine s-a culcat el. Și faci el. Și faci el. Nu, doar nu dăm împreună. Dumitru, dar episodul cu datul afară de la serviciu, el cât de adevărat este? Cât adevăr i-ai spus tatălui tău? Chiar Ecaterina a fost la șeful tău? Da. Sau ei au aflat dintr-un din altă sat. Parte că tu ești bolnav? Dintr-un sat cu Katia, șeful. Și e cea mai bună prietenă lui sora lui Katia, care e șeful, care nu a fost șef. Și îți cunoșteau de bine. Așa? Îți cunoșteau bine și de la asta și am intrat la lucru și tot eu și m-au dat afară. M-au scos. Dar tu ai zis că Ecaterina a fost chiar la șeful tău. Da. Poate șeful tău a aflat din altă parte, de la soră sa, căreia Ecaterina i s-a destăinuit că, uite, bărbatul meu mi-a adus sifilis în casă. Și aceea i-a spus. Sau chiar Ecaterina, uite, a bătut la ușa șefului și a zis: să știți, domnule șef, Dumitru are sifilis. Nu știu cum a venit. Feriți-vă de el. Șeful a venit și mi-a spus că Dima, azi e ultima zi a ta de lucru. Mi-a dat și banii și... Și ți-a explicat de ce? Katia a spus că ai sifilis. M-a luat într-o parte, n-a scut de față cu băieții. Mama, am ieșit și am plecat. Înspre casă. Dumitru, te rog să ne spui totuși de ce v-ați despărțit și cum s-a întâmplat asta. Tata, când a spus, el s-a speriat și a început să-mi spui că e a tău copilul și tata n-are încredere sau nu știu cum acolo. Să facem, să vedem. Și a doua zi dimineață eu m-am dus la primărie că să-mi fac la băiet. Eu o schemă eu. Eu nu mai facem nică și nici am să scriu pe familia mea. Ați acolo, nu s-a oprinit, vin înapoi acasă. Vin acasă, mașină la poartă, am crezut că poate sora a venit aici. Vad copilul încolo. Dacă aș zice, când am intrat în casă, cum a rămas cu foaia în mână, chiar că așa m-am stat și m-am uitat ce a făcut el. Și am spus, pentru ce te duci? Tu ai zi de urma mea. Și i-am spus, dacă ești pe poartă, eu de urma ta nu vin. Și atâta s-a încheiat, s-a suit în mașină și a plecat. Spune-mi, te rog, după ce a plecat, ați mai comunicat? Eu pe dânsa n-am apelat-o deloc. Eu mă suna și îmi spune, mă face într-un fel, îmi spune că tu m-ai molipsit, că tu încolo încoașe, tu... Toate prostiile astea ne spune. Dar nu v-ați mai văzut? Nu ne-am văzut. Și nici n-ai vrut să-ți mai vezi copilul? Nici n-am vrut să văd. De ce? Nimic. De supărarea pe ea? Din supărarea da, pe ea? Da, cam trebuie să-mi spui. Ce să-ți spună? Că pleacă sau ceva de genul ăsta. Eu nu am spus nimic. Nimic nu am spus. Măcar și-am spus nimic. Să-ți explice până la urmă de ce da, pleacă? Da, deși eu plecat sau de asta e, că vrei să duc. Mama ta ne-a spus într-un interviu că atunci când te-a descoperit după plecarea Ecaterinei, erai negru la față, slăbit, neberberit. Deci, da. Sufereai? Sufeream, pentru că am vrut și tot bine cum cu atât băieții, cum... Sunt soare, dar la mine s-a întors pe tătul Nabarot, s-a întors tot. La acel moment tu o mai iubeai încă? Da. Dar de copil te-ai mai interesat? Nu. Pentru cum a făcut e, am vrut să fac și eu. Nu am vrut să mă pui ca tată, nu am vrut și ei. Pentru ce să mai caut copilul și ala dacă nu e stat? În adverința de naștere aia asta. E trebuie atunci și ian, cu 4 ani în urmă, trebuie să-mi spui. Că nu acum ian, 4 ani, ești tată la copil. Asta îți spune acum? Da. Ea te caută? Da. În continuare? Și acum? Da? Și amu, mă caut.
Ecaterina a venit și ea astăzi la emisiune. În curând vom afla versiunea ei a celor întâmplate. Dar mai întâi, haideți să o auzim pe sora mai mare a Ecaterinei, anume ea a ajutat-o să plece de la Dumitru, chiar dacă tocmai născuse un copil. Sau poate anume din această cauză. Haideți să o întâmpinăm pe Diana Mihăilă, care a venit să-și susțină sora mai mică împreună cu o mătră de-a ei. Le invit în platou. Bună seara. Bună seara, fetelor. Bună seara. Vă rog să luați aici loc pe canapeaua aceasta liberă. Diana, Dumitru tocmai ne-a spus că atunci când Ecaterina l-a părăsit, tu o așteptai la poartă. Deci tu ai venit să-ți iei sora din casa bunicului unde locuiau. Cum s-a întâmplat? Te rog să ne povestești tu. Ecaterina m-a sunat și plângea că ea nu mai poate să stea acolo și mă rogă să vin să o iau acasă. Dar ce ți-a explicat? De ce nu putea să mai stea acolo? Că Dumitru servește alcohol, ridică mâna și... respectiv, eu ca soară mai mare, eu vorbesc, ca soară mai mare, m-am dus cu o rudă și am luat-o, pentru că nu puteam să... Nu a fost odată, Sonia a fost de mai multe ori și... Deci nu a fost prima oară când ți s-a plâns că o bătea și bea? Nu, și pe timp sarcine au fost momente diverse. Dumitru, ai ridicat mâna la Ecaterina și în timpul sarcinii? Niciodată n-ar ridica mâna la dânsă. De ce crezi că i-a spus lui surorii ei despre asta? Eu îmi vine să râd cu vorba asta că eu n-am ridicat mâna. Eu niciodată n-am ridicat mâna. Dar de ce că te-am sunat și m-a rugat să vin să o iau? Nu știu, întrebați-o pe dânsă. Dean, dar totuși au fost împreună aproape 2 ani, da, Dumitru? Cât a durat relația voastră? Zi-mi, te rog, ți-a povestit Ecaterina să fi fost fericită alături de el? Da, au avut momente bune. Eu, cunoscându-l pe Dumitru, l-am cunoscut un băiat chipeș, foarte drăguț. Se purta foarte bine cu sora mea. Uite, am auzit aici foarte multe pretenții din partea părinților lui Dumitru în privința Ecaterinei. Comportamentul ei în timp ce locuia în casa lor, lenea, atitudinea față de Dumitru. Ce-ți povestea ție Ecaterina despre viața ei acolo? Ecaterina e un fel de om care ea nu prea se jeluie, doar până nu îi ajunge, cum spunem noi, cuțetul la os. Da, Catea poate nu e un cadou nici ea, dar credeam eu că e un copil orfan și dacă au acceptat-o părinții să trăiască acolo, mă gândeam că poate ca o mamă o să o ajute, să o miluiască, să o învieță, să aibă, nu știu, într-adevăr o mamă, să fie ca o mamă. Vreau să ne spui totuși ce crezi despre dubiile pe care le are Dumitru și familia lui privind paternitatea copilului. Nu știu dubiile lor, pentru că toată perioada de sarcină, de la 3 luni de sarcină, Cate a mers la ei acasă. Nu știu care au fost mai multe. Adică mama... puteți să aveți în vedere dumneavoastră că copilul a fost conceput la dumneavoastră acasă? Da, da. După 3 luni cât a trăit Dima la noi, Cate mi-a venit cu bucuroasă amândoi că o să fie părinți. Spune-mi, te rog, exact în ce perioadă era, ce lună era? Nu mi-amintesc acum. Copilul când s-a născut? În mai. Copilul s-a născut? În mai. În mai. În noiembrie, mă iertați. În mai mi-a spus că e însărcinată. Da. Și ți-a spus în ce lună este? Nu mai țin minte exact. Mi-a spus că e însărcinată și foarte fericit. Că Dumitru nu iese anume termenul. El de asta are bănuieli. El din... Când s-a mutat la dumneavoastră? În mai au anunțat că e sarcină. Era chiar începutul... Parcă din primăvară, că luau lemne de la mine. Bine, oricum, sunteți sigur că 6 luni a stat la dumneavoastră? Da. Și avea însarcinată de 3 luni care au plecat deja de la dumneavoastră. Da. Adică înainte de sarcină, încă 3 luni, ei stăteau la voi. Da, era în fricție. Adică el cu ea stăteau împreună încă 3 luni, după 3 luni. Da, a prins sarcină și deja avea 3 luni, s-a dus la casa părintească.
Și atunci de unde putea să fie altcuiva? Nu Dumitru, știu. După calculele tale, ai zis că ai calculat mult, probabil, nu? Da. Când trebuie să se nască copilul? Am uitat calculele acasă. Când s-a născut copilul, Dumitru, tu ții minte? Dumitru, tu știi care este ziua de naștere a copilului? Nu știu. Dar tu, în acești 4 ani, nu ți-ai pus niciodată întrebarea de dacă am greșit eu calculele? Am greșit. Diana, Olga, tu ești cu maestra Ecaterina. Da. Tu i-ai botezat copilul. Da. Copilul despre care vorbim astăzi. Da. Spuneți-ne, vă rog, cum trăiește acum Ecaterina? Și-a mai refăcut viața? Deocamdată nu. Dar foarte greu trăiește, adică casa e foarte... Poate a găsit un alt bărbat lângă care este mai fericită decât deocamdată. Dar noi am auzit că a mai fost o relație. Da, mai are un copil, pot spune. Mai avut. Mai are un copil de la doilea bărbat, dar... Deci Ecaterina mai are un copil mai mic, dintr-o altă relație. După Dumitru a mai avut o relație, dar nu a rămas cu acest bărbat. El vine, o ajută când la necesitate, aduce lemne, pregătește de iarnă. Când a început această relație? Pare că Dumitrașul avea vreo 2-3 luni. 2-3 luni? Da. Deci imediat după despărțirea de Dumitru, Ecaterina a legat o altă relație? Da. Așa. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre doi tineri, Dumitru și Ecaterina, care după o scurtă relație s-au despărțit, dar nu înainte ca pe lume să vină un copil. Dumitru, dar mai ales rudele acestuia, pun la îndoială paternitatea lui și au venit la noi în emisiune cu rugămintea de a-i ajuta să afle adevărul prin realizarea unui test ADN. Totodată am aflat că Ecaterina, după despărțirea de Dumitru, nu și-a mai refăcut viața, deși a încercat să trăiască cu un alt bărbat de la care a mai născut un copil. Iar acum, haideți să aflăm cum și-a revenit Dumitru și dacă el a reușit să-și găsească fericirea. Pentru asta o invit în platou pe Doina Rybakov. Să o întâmpinăm! Doina, bună seara! Bună seara! Te rog să ne spui cine ești pentru Dumitru. Eu sunt concubina lui, viitoarea lui soție. Aveam de gând să ne căsătorim. Te-a cerut deja de nevastă? Da. Ți-a făcut... Ți-a adus și un inel? Da. Da? Îl porți? Da, îl port, dar astăzi nu. Uf, am emoții. Ai emoții? Pentru Dumitru sau pentru tine? Și pentru Dumitru, pentru toți. De cât timp sunteți împreună, Doina? De 3 ani. Dumitru, nu știu cum te-ai strâns așa când a venit Doina. Mă așteptam la un alt comportament atunci când intră iubita în platou. Da, așa și eu. Doina, tu astăzi ai venit să-l susții pe Dumitru. Da. Sunteți de 2 ani, ai zis? 3. De 3 ani chiar împreună. Da. Deci, la ce distanță de timp după plecarea Ecaterinei v-ați cuplat? Adică încă n-am împlinit 3, aveam 2 și jumate. Ei da, 3. Locuiți deja împreună? Da, locuim împreună. Unde? La mine acasă. La tine acasă? Da. La viitoarea ta soacră nu ai mers să trăiești? Am mers. Ne ducem și acolo, stăm și la noi acasă. Dar la noi trăim, fiindcă la mine mama e singură, tata a decedat acum un an. Și de aia trăim la mine, că la mine e leacă situația mea complicată. Și te împaci bine cu socrii tăi? Viitorii foarte tăi. Bine. Niciodată nu m-am sfădit cu ei. Doamna Angela, ce ne puteți spune despre Doina? E o fată foarte bună. Când am invitat-o, s-a întâmplat asta, că eu am știut că Dima are o relație cu Doina. Când trebuie să plece la Moscova, am fost uimită. A venit, am făcut cunoștință și l-a petrecut și l-a întâlnit. I-a făcut sumca. Eu nu am vrut eu ca mamă să-i fac sumca, să-l petrec ca mamă. Eu a spus că nu. Eu îl petrec și eu îl întâlnesc. Cum vreți. Asta v-a plăcut? Da, foarte.
Și ați reușit și să o testați ca viitoarea noră? Face mâncare? Nu, nici n-am dovedit că e de acum singuric trebuie lui e. Eu îi spuneam, eu n-am vrut să, dar e singuric. Nici n-am dovedit să-i deschid gura. Și v-a plăcut asta? Că s-a făcut așa repede gospodină în casa dumneavoastră? Da, ce să nu mă bucur. Și mie mai ușor. E faci un lucru, eu un lucru. Și treaba e de ajutor. Da, treaba se termină repede. Domnul Semion, pregătește mâncarea bună, Doina? Ca la pentru părință. Asta înseamnă bună sau nu prea? Foarte bună. Așa. Dar cum? Eu nu ca la o nuntă, ca la părinți, cum tot locul mâncare e bun. Nu ca Ecaterina. Felicitări. Eu de la Catea n-am văzut mâncare să fac. Am rugat-o, am pus să facă mâncare. E mai bine să duc cu bărbat să lucreze, dar știu că nu face nici nici acolo. Numai să nu facă mâncare. Vă place de Doina? Ei nu, lui se plac. Ei, dacă să înțeleg, îi doresc mult sănătate. Un răspuns demn de tată, domnule Simeon. Doina, eu vreau să te întreb pe tine. Tu știi care este subiectul emisiunii noastre? Știu. De astăzi. Și ce crezi despre asta? Dima, tu știi, te rog frumos, mă bate și mă obiuzuiește manta, mă blastă, mă, copilul să-mi moară. Deși e copilul bolnav. Deși, Dima, e Ecaterin, ce este cu copilul tău? Copilul este bolnav. Este o boală care el nici într-o parte, nici în alta nu poate să trateze. Asta este pe viață, boala. Te-ai speriat, așa-i? În acest plic se află adevărul după care ați venit la noi astăzi în emisiune. Dumitraș, ce este acolo? Ce este acolo, Dumitraș?